Am revenit în direct și am revenit în direct cu o cercetare sociologică calitativă. E și o cacofonie acolo, dar am vrut pur și simplu să subliniez că nu e cantitativă, e calitativă. Cu privire la dorințele românilor pentru 2024, dar nu primării, alegeri europarlamentare, nimicuri, nu. Pentru alegerile prezidențiale. Din acest an, poate vă ajută să vă găsiți candidat, cine știe, dacă putem să contribuim, de ce nu. Și înțeleg că acest studiu realizat de cei de la IRES, da? De cei de la IRES e realizat și articulat așa de sociologul Barbu Mateescu, ne oferă o serie de informații despre profilul prezidențiabilului în anul 2024, deci cum ar vrea românii să fie următorul președinte al acestei țări. Și următoarele elemente au reapărut, sunt o temă recurentă în răspunsurile celor intervievați. Și-ar dori o persoană tânără, și-ar dori un Traian Băsescu, cel din trecut, asta e precizarea, cel din trecut, deci nu cel de astăzi, și-ar dori un Victor Ponta ca o nostalgie pentru 2024, că au ratat acea variantă, 2014, îmi cer scuze, da. Am mai încurșonani. Unii spun chiar o femeie, de ce nu o femeie, dar ar trebui o femeie cu trăsăturile lui Traian Băsescu și Victor Ponta. Eu nu știu dacă vă puteți imagina așa ceva. Drept, cu gusturile omului, acum ce să face? Se face compromis între ele, așa. O femeie tânără cu semnalmentele lui Traian Băsescu și Victor Ponta, dar care să aibă și ceva din Vadim Tudor. Adică să iubească istoria. Da. Păi, să le luăm așa, pe fiecare în parte. O persoană tânără înseamnă speranță, nu? Persoana tânără înseamnă viitor, speranță, parcă energie. Parcă îmi descifrați un vis? Da. Înseamnă cumva o revenire la ceea ce momentul respectiv, cumva cei care au răspuns sau au votat Victor Ponta și-ar dori din nou să vină. Pentru că fiecare se simte în siguranță. Traian Băsescu, cel dinainte, înseamnă de fapt că au văzut un om politic care i-au mai cucerit. Dinamic, mai dinamic, mai hotărât. Eu cred că astăzi varianta politică, pentru că haideți să mergem până la afla nume, cred că varianta politică este această variantă de echilibru între PSD și PNL. Cumva ce a spus aici, fotografia aceasta, de fapt ne arată, în afară de Vadim Tudor, care merge într-o altă zonă, cred că România au nevoie de un om tânăr care să le dea speranță, dar care să le dea întotdeauna și echilibru, pentru că cumva au nevoie de echilibru. E complicat să transmiți acest mesaj, dar politic va trebui și persoana, dar și partidele din spate. Dar Traian Băsescu, vi se părea așa echilibrat? Era, domne, pe mine mă interesează... Au zis oamenii la început. Atunci era echilibrat. Dar ce vă face? Ardei pe corupție. Prima lună de echilibru. Cu țepele de viața, Victor. Ce vă faceți că dumneavoastră nici echilibru n-ați demonstrat și nici unul dintre liderii dumneavoastră nu se califică la niciun criteriu? Cătălin Dulea nu se califică că nu-i femeie, dar la restul se cam califică. Cu domnul Băsescu pe la Ministerul Transporturilor, cu Ranga, cu jucătorul, cu tânăr, cu pregătit, îmbracă multe dintre ele. Dar dumneavoastră n-aveți cald de bătaie că domnul Ciolacu și cu domnul Ciucă nu îndeplinesc niciunul. Pensionar special, șef de piață pe la Buzău, fără pregătire, nejucător. Nu vă încadrați. Mai băgați mâna sac, mai scoateți o dată, poate nimeriți un candidat mai bun. Miruță, întotdeauna e bine ca domnul Drulă să-și pună imaginea, să-și facă momentul de față notorietate. O să-l votați și dumneavoastră, că n-aveți candidat în turul 2. În viață, să știți că nu e bine să spui niciodată, dar în acest moment stai să candideze domnul Drulă. Până atunci mai este, că am văzut la totdeauna la o construcție USR, reper, a venit domnul Cioloș, dumneavoastră n-ați avut o direcție clară, n-ați avut o trasabilitate. De-aia mergem înainte. Eu oricum am o rugăminte. Ne păstrăm domnul Drulă după europarlamentare, vrem să rămână șeful USR, e foarte bun. Știți, vă rog, țineți-l, este perfect. Vreau să vă spun de la început, dacă vă mai pregătiți un tipul strateg de campanie. Noi îl susținem 100%. Să fiți de voi. Cercetarea asta sociologică a intrat și în detalii și a analizat puțin profilul fiecărui candidat. Și deci vom afla ce cred românii despre următorii. Să începem cu domnul Mircea Gioană, care deși nu e candidatul nimănui momentan, nu știu dacă e candidat... E doar critica de PSD. E doar, da. Păi și da, dumneavoastră, ce vă place Mircea Gioană? Nu
ne-am manifestat nici așa. Nici nimic în politică. Să înțeleg că vă candidați la USR. Nu, e cu Mihaela Dragostea mea, vă aparține, vă puteți bate pe dumnealui. Gata, v-ați ținut până la 5 minute. Stați așa. Deci, ce spun românii despre Mircea Joană? Are de departe cea mai bună imagine. Vă citesc din comentariile sociologului Barbu Mateescu, cel care a și operat aceste analize. Deci are de departe cea mai bună imagine dintre toate personalitățile testate. Cercetarea prezentă confirmând rezultatele sondajelor de opinie efectuate de diverse institute în precedentele 6 luni. Adevărul e că atunci când era măsurat, apărea cu procente destule. Nu e membru al vreunui partid politic și asta îl cam ajută pentru că nu îl trage în jos niciun brand politic. Noi ne gândeam că poate partidul te și ajută. Da, nu are. Poziția înaltă în ierarhia NATO reprezintă o validare majoră în ochii românilor. Doamne, doar cuvinte de laudă. Domnul Neamțu, v-a convins să mergeți pe varianta... No, măcar de data asta... Într-o situație ingrată, că până acum nu v-a plăcut. Auziți, spuneți. Faptul că domnul Joană nu mai face politică de partid de o vreme încoace, îl situează în zona, iată, frecventată de români, a independentului și există o oboseală. În toate sondajele de opinie, românii spun că nu au încredere în partidele politice. Există o dezamăgire față de felul în care parlamentarii, față de felul în care, în general, politicienii s-au manifestat în ultimii 30 de ani. Domnul Joană, ieșind din această acrobație politică tribală, a captat atenția unor oameni și poate să fie o variantă pentru unii. Însă, atenție, domnul Joană are o mare problemă. Care? Nu are un partid care să-l propună. Deci s-ar e și putea, bine, e și rău cu partidul. Nu, s-ar putea să încerce formula lui Macron, en marche, nu? Adică pe drumul ăsta către Cotroceni să încerce să-și constituie propriul partid, dar are și un deficit, anume lipsa de doctrinarism. Eu cred că lumea europeană se polarizează între ceea ce se numește astăzi a fi ceea ce este curentul globalist și curentele naționaliste suveraniste. Așa se percep ele în general. Când deci ai... cum ar veni dumneavoastră cei de la AUR și da, toate sunt... celelalte partide? Uite, o să spun, spuneți. Eu sunt un naționalist, sunt un patriot, n-am avut curajul să spun lucrurile astea în trecut pentru că erai considerat un extremist. Astăzi un partid precum partidul... N-ați mai zis Doamnei... că sunteți naționalist? Niciodată? Stați că vă zic. Ceva în premieră. Am recitat în 2012 poezia lui Radu Gil, Ridică-te Gheorghe, Ridică-te Ioane și am primit un telefon de la ambasada SUA. Așa. Mă credeți? Cum să nu vă cred? Și am fost solicitat să dau explicații. Da. Și am spus că așa cum am citit și, iată, Labiș, Moartea Căprioarei, iar Labiș a fost un poet comunist. Astea sunt explicațiile pe care le-ați dat? Eu așa am spus acolo, că așa. M-am dus să dau raportul, știți? Așa am putut cita dintr-un poet al închisorilor comuniste, care a avut derapaje doctrinare în tinerețe, dar care a scris o poezie superbă. Revenim puțin. Deci, avem o lume în Europa care e polarizată între cei care susțin că trebuie să avem granițele deschise spre Africa, spre Asia, între cei care renunță la instituția familiei, la națiune și la biserică, la creștinismul acesta așa. Vechi de 2000 de ani pe teritoriul continentului bătrân european și cei care, patrioți, naționaliști, conservatori, creștini, democrați fiind, păstrează această memorie a trecutului. Domnul Joană, din punctul meu de vedere, nu are curajul să se situeze nici în direcția să spunem, nu e nici naționalistă, acolo. Nici în direcția progresistă. În direcția americanistă, ca să zic așa, că i-a fost secretar general. Dar să ne întoarcem puțin la... În ce calitate vă sună cei de la ambasadă? Așa că mă credeți că mi s-a întâmplat asta. Da, în 2012, într-o zi de vară, am așa? Recitat acest poem. Așa. Poți să-l recit? Ridică-te, Gheorghe, păi ridică-te, Ioane, iarăși. Nu pentru pădule. Păi nu vreau să auziți cât de frumos este. Nu păi pentru pădule, știm și noi nu pentru pogoane, ci pentru văzduhul liber de mâine. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Aceste versuri superbe, care așa? Pentru mine erau dedicate memoriei bunicului meu, Gheorghe, din Târnova, județul Arad, așa? Au trezit în anumite cercuri suspiciunea că aș fi pro-legionar. Pentru că Radu Gir a fost... În tinerețe, membru al mișcării legionare, pentru că la vârsta senectuții, domnule, nu. Teatrelor în guvernarea legionară, ok, în 1940 a făcut greșeli, dar așa, același om a scris de pildă la Glasul Patriei în anii 60. Da. Deci, până și regretatul Nicolae Manolescu, a simțit nevoia, datorită calității estetice acestui așa. Poem, să-l introducă în anii 68-69 pe Radu Gir. Noi nu discutăm acum pe Radu Gir. Eu vreau să știu... Știți că avea funcția aceea... Cum a pornit curiozitatea asta, dar la american să vă trebuie de Tunisia. Știți că există funcția aceea, șarjă de afer. Da. Există un departament politic în ambasada SUA, la București, așa. Care m-a sunat să am o vizită și o discuție cu ei și mi-au cerut să explic dacă am sau nu un plan revizionist în privința istoriei culturale a României. Tu mă scuzați, mai auzit așa ceva? Să stea să vedem. Eu cred că ceva ce vă spun
apreciez discursul după o oră, dar trebuie să explic așa, că au existat poeți, iartă-mă, Răzvan Zamfir, iertați-mă, poeți precum T.S. Eliot sau Ezra Pound, care în Occident, fiind geniali ca poeți, au comis greșeli similare lui Radu Gir. Adică au înclinat în zona de extremă dreapta. Nu vreau să provoc pe Domnul Neamțu. După conflictul din Ucraina să interzică pe Tolstoi și pe Dostoievski, că erau ruși. Adică există aceeași gândire și... Dar mi s-a întâmplat acest lucru. Eu n-aș vrea să vă spun, dar mi-a plăcut oricum și trebuie să recunosc că ați făcut o bună intrare în alegerea pe care ați făcut-o ca partid, pentru că ați justificat cumva trecerea printr-o poezie, ceea ce mă bucură că totuși o justificare mai frumoasă decât în alte zone. Să știți că justificarea aceasta de alegere către un partid extremist printr-o poezie este și asta o variantă, dar apreciez acest lucru. La ce partid vă referiți? Eu doar mi-am spus părerea. Deci încă o dată, extremismul trebuie condamnat în raport cu legea fundamentală a unei țări. Legea fundamentală a unei țări, apropo, în cazul nostru, Constituția României, spune că țara asta numită România este suverană și independentă. Da, domnule Neamțu, vă dumneavoastră va chema pe legea aia, pe ordonanța 31 per 2002 și pe legea aia antilegionară, să vadă dacă aveți simpatie. De asta mă surprinde pe mine. Constituția asta... Înțelegeam să vă întrebe autoritățile dumneavoastră, domnule, promovați cultul celor vinovați. Eu nu comentez telefonul, dar că nu știm ce s-a întâmplat acolo. Domnule Neamțu, să încearcă să ducă discuția într-o altă există zonă, o dar de vă spunea ceva de domnul Joana. Vă rog și după aia merge la ceilalți candidați. Dacă exista domnul Joana o speranță, în acei oameni enumerați, unde este Traian Băsescu, Ponta și așa mai departe, Vadim. Era și domnul Joana. Dar nu a fost. Între cei care... Păi a dat din ăștia necandidați, din amintiri. Se trăiește din amintiri. Aia. S-ar putea ca amintirile acestea să nu fie atât. Haideți de să vedem ce spun oamenii despre domnul Ciucă. Doar 15 secunde vreau păi să vă întreb. Păi la ce replică? Că zicea de Joana. Acceptați că în America asistăm la un fenomen, de anularea memoriei înaintașilor, că au fost demolate de 4-5 ani încoace. Dar domnule, cancel culture, statui, nu se declară. Acceptați că există un curent extremist de stânga radicală, Black Lives Matter și altele de acest fel, care atentează la... Până la urmă, identitatea fundamentală. Dar foarte scurt, că noi n-am terminat politica de România, nu stăm să îi rezolvăm americanii. Eu n-am mai spus nimic acum, dumneavoastră ați dus discuția într-un cu totul și cu totul. Sună domnul Muralu al nostru de la Washington, când simte de la face în America. Domnul Zamfir, e fundamental că nu plec de la această masă fără să lămurim ce este extremismul. Extremismul pentru mine înseamnă să iei pur și simplu ori securea, ori câte un baros, ori mai fizic și să ataci. Nu vă supărați, dar s-a întâmplat asta în America acum câteva ani. Dar nu doar extremismul. Nu sunteți parlamentar. Nu. Cred că ar trebui înainte să-i apărați pe cei de la să veniți în Parlament. Domnule, eu discut despre filozofie. Eu și la prima oară să veniți în Parlament o filozofie să-i apărați pe cei de la dominantă. Circul nu dă argumente, nu să știți. Nu sunt de acord cu circul niciodată. O să ne referim și la definiția extremismului politic, dar vreau să momentan să trecem până domnul Ciucă. E totuși președintele Senatului și posibil prezidențiabil. Da, asta este adevărat. Săptămâna trecută era obligat să candideze, așa înțeleg. Prin el însuși. Nu a zis, prin el însuși. Așa, oricum, îi dau un răspuns, domnul Iuțe, care este lângă mine. Domnul Ciucă are mai multe șanse să fie un candidat decât domnul Drula astăzi. Eu nu știu de ce spun acest lucru. Știți care e problema, domnule Bulcea, că domnul Ciucă n-a spus. Eu susțin să spun. Liderul PNL înregistrează în mentalul colectiv un deficit de voință sau autonomie, caracterizarea marionetă revenind obsesiv în focus grupurile din Transilvania și Moldova. În special, în Moldova, caracterizările au fost acide. Nepotrivit. Vai ce urât. Caragios, fără carismă, supus. Trecutul său în armată reprezintă un atribut pozitiv în ochii bucureștenilor cu studii superioare, o parte semnificativă a acestora percepându-l pozitiv. Onest, disciplinat, serios. În rândul altor categorii de participanți la cercetare, identitatea lui Nicu Ciucă, Nicolae Ciucă, că a fost militar, are efecte negative. Un viitor în care Nicolae Ciucă este președinte este în mod universal văzut drept insuficient de mulțumitor, relevă acest studiu. Acum, orice studiu are plusuri și minusuri și depinde cine îl comandă. Nu trebuie să spunem acest lucru. Fundația Conrad Adenauer. Așa cum domnul Miduță ne explica că domnul Crustoiu nu poate fi primar general și să vedem cum vor ieși lucrurile, așa aici se pare că acest sondaj merge către domnul Joană și găsește soluții ca domnul Ciucă să nu fie președinte. Eu cred că e mult până departe. Domnul Ciucă a demonstrat printr-un singur gest și acest lucru s-a întâmplat în istoria României o singură dată după Revoluție, să-ți respecti cuvântul dat.
La ce vă referiți? În momentul care și-a asumat demisia din... Eu vă întreb așa pe dumneavoastră. Am făcut un pact că nu ne mai întrerupem. În ce scuze? Credeam că terminați să arătăm ce scuze. A crezut că era punct, de fapt era virgulă. Asta este, dar nu mai uitați, nu mai spun. Eu fac un apel așa la onestirea dumneavoastră. Credeți dumneavoastră, atunci când sunteți singuri și vă bărbieriți în baie, că un pensionar special, ca domnul Ciucă, care a pus Partidul Național Liberal preș în fața domnului Ciolacu, care a dus Partidul Național Liberal pe liste comune de candidatură cu PSD-ul, care prin ministrul său de finanțe a crescut taxele în România făcându-i toate mofturile domnului Ciolacu, va fi vreodată votat președinte al României? Vreodată? Haideți să explicăm românilor de ce am ajuns la această alianță PSD-PNL în Parlament. Din stabilitate cu război la Grecia. Nu, lăsați nicio stabilitate. Dacă îmi dați nu voie. Asta era? Nu, nu era război. Nu era război. Și asta, dar era altă poveste. Nici nu era. Deci a venit. Matematica. Deci a luat degeaba. Ea nu a venit nimic. Stați o secundă că vreau să aflu dacă nu-i cu război mă interesează. Matematica în 2022, în momentul în care PNL și USR au, sau USR a plecat de la guvernare, să nu spunem altfel. Fiat ministri, ați dat afară. Lăsați-l să... că el venea cu ceva inedit. Vă rog, domnul Băgea. Domnul Miruța are... Folosiți termen corect și vă las. În momentul acela, PNL și USR, împreună cu UDMR și minorități, matematic nu avea o variantă de majoritate. Okay. Pentru că în momentul acela PNL se scindase, Forța Dreptei plecaseră un număr de parlamentari, deja Reperul își făcuse apariția și un număr important de parlamentari plecaseră și acolo, și matematic, indiferent că ne place sau nu, erau două variante. Ori mergeam în alegeri anticipate cu un întreg moment de nemulțumire, sau mergeam într-o alianță în care, să știți că cele două partide nu întotdeauna sunt foarte apropiate și nu vor fi. Dar acesta a fost. Ca acum și dacă mergeați în anticipate... Tot rău, era și pentru ei. Era un moment de criză atunci, dacă vă aduceți aminte. Parcă nu începuse război. După 9 luni de guvern cu USR-ul, era o prafă, da, să mă făceam anticipate. Am și cu domnul Marcel Ciolacu. Deci, ce cred românii despre Marcel Ciolacu? Notorietatea sa e la cote mai înalte decât oricare alt lider măsurat în această cercetare. Îl știe lumea pe Marcel Ciucă, Marcel Ciolacu, îmi cer scuze. Dar cine-i fata? Este... O zi una, o zi alta. Nu ne mai împiedicăm în... în genuri. Deci, antipatia față de PSD este în continuare un factor important pentru mulți votanți, ea transferându-se asupra lui Ciolacu, în special în București și în Transilvania. Acolo, cică nu e foarte... iubit tradițional. Anumite caracterizări, mi-e și rușine să citesc, de genul penibil, paralel, neserios, corupt, hoț sau parvenit politic, abundă în bazinele electorale ce l-au adus pe Klaus Iohannis la victorie în 2014 și 2019. Deci votanții lui Iohannis în 2014 și 2019 n-au o părere bună despre Ciolacu. Oare de ce? Și cam atât. Asta e și bine, e și rău. Deci vi-l știe lumea. Pot să pun o întrebare scurtă, domnul Zafir, îmi cer scuze. Dacă vă lasă, de ce nu am avut aceste plusuri și minusuri și despre alți candidați? E posibil ca să fie, dar să ai numai pozitiv despre unul. Păi și gândiți-vă că domnul Drulă nici nu intră în această discuție. Păi dar n-am ajuns la Drulă. Nu vă luați domnul nostru, vă rog mult. Stați că nu, în primul rând, trebuie să-l curajați pe domnul Drulă. L-am trimis la USR să-și facă treabă. Nu consumați timpul, lăsați că vine și Drulă. Deci n-am ajuns la domnul Drulă și, într-adevăr, dăgeoană doar de bine aici la IRES. Asta e un pic, să spunem, avem un semn de întrebare. Ce să fac acum? IRES-ul nu era la domnul Dâncu. Să știți că în politică, pe măsură ce... pe măsură ce crește notorietatea, apar și păreri negative. Adică nu ai cum să te iubesc toată lumea. Ar fi poate foarte frumos pentru noi politicieni, dar imposibil. Nu știu pe nimeni care e din ce în ce mai cunoscut și să aibă doar... Și tot mai iubit. Da. Nu prea. Apare un split și sunt unii care te plac, unii care nu te plac. În general, cei legați de partidele opozante. Pe vremuri opozante, că actualmente... Să știți că suntem într-o opoziție de idei. Eu nu mai cred foarte mult în acea dreapta și stânga provenită de la Revoluția Franceză. Cred că e o împărțire de alt tip astăzi. Păi poate cum a zis domnul Neamțu, globaliști și suveraniști. Nu, poate conservatoriști și
progresist. Progresiști, mai degrabă. Acum, doctrinele... Păi e important că dacă e vorba de globaliști și suveraniști, e domnul Neamțu singur la masă și că, toate celelalte partide împreună, dacă e de progresiști că, și conservatorii, cine e progresist aici? Și eu și domnul Neamțu suntem amici cu Partidul Republican din Statele Unite. Dar să știți că Partidul Republican din Statele Unite a fost inițial de stânga. Da. Și la un moment dat... Istoric vorbind, știm, da. Și s-a transformat. Deci lucrurile se mai schimbă. Colegii de la USR la un moment dat nu știau ce sunt și au votat să vadă ce sunt dreapta sau stânga. S-au găsit într-un final. S-au regăsit până la urmă. Deci lucrurile sunt cumva volatile. Dar domnul Ciolacu vrea la președinție, că noi stăm, îl comentăm, îl analizăm aici, dar nu l-a întrebat nimeni dacă explicit. Dânsul nu a spus că ar fi hotărât în această direcție, dar sigur, președintele partidului și la PSD și la PNL sunt prima opțiune. Și la USR? Și la USR, da, ne dorim să fie domnul Drulă. Dacă mai prindeți experiență, vă luăm strateg. Deci eu sunt fanul domnului Drulă declarat, acum vreau să rămână. Nu sunteți singuri, sunt mulți, să știți. Da, da. La domnul Drulă e foarte puțin text aici. Nu-mi dau seama de ce nu e mai mult. E mai tânăr, e mai tânăr. Au rupt pagina ăsta trăitor. Poate o mai fi mai încolo. Dar ziceți-ne cu anticipație, ce alte figuri politice mai trebuie să comentăm? George Simion și Diana Ciocioacă la pachet. V-am simțit că așteptați până la răbdare. Doamna Ciocioacă s-a despărțit și de soț. De mulți s-a despărțit. Nu s-a pronunțat. La domnul Drulă e foarte puțin. Președintele USR se confruntă cu o problemă diferită de cele întâlnite de alți politicieni acoperiți de acest studiu. Bine că nu acoperiți de altceva. O gravă lipsă de notorietate. Opa. Pentru marea majoritate a participanților la studiu, numele său ne provocă reacții de vreun fel. Pentru că domnul Tână, domnul discret. Tână, la domnul Ciolacu, hoția asta nu poate fi șteaptă. Ce recomandă pe domnul Drulă să se dezvolte în perioada următoare, să observe lumea. Eu nu că am intrat în politică acum 6 ani după ce a fost olimpic internațional. Durează un pic până află lumea. Ne bucură că ați început ca PSD și PNL cu Cârstoi. Ne bucură de domnul Aveți Ciolacu. Răbdare. Ne bucură că Ciolacu știm că e hoț. Păi nu știm, doar votanții lui Iohannis de 2014 și ce spunea domnul Popescu și avea dreptate, decât lumea să nu te pună nici în stânga, nici în dreapta, să nu te pună deloc. Domnul Drulă, asta este momentul de față. Oamenii nu-l și cunosc, avem acele... Aveți timp să creșteți cu domnul Drulă până la... Dar se întâmplă în fiecare zi. Cozonaco. Eu sunt, și de ce e domnul Popescu atât de încântat de ideea candidaturii domnului Drulă? Nu e încântarea dumnealui. Nu e? Nu e încântarea dumnealui. Să nu schimbați, vă rog eu mult. Vă dau un scris. V-a deranjat și Radu Mihaiu și v-a bătut la primărie. Ați văzut, domnul Grăuță, acum nu mai are acea agresivitate din prima parte. Păi, dar sunt argumente care mă ajută, e normal. La primăria sector 2 a fost o alianță cu domnul Onțanu, domnul Mihaiu, pe care... Radu Mihaiu v-a bătut la sectorul 2. V-a râdă la Cotrocel, la Bobor. Stați un pic. Așteaptă domnul Neamțu acum. Domnul Neamțu, avem așa. Ce cred românii despre George Simion și Diana Ciocioacă? Separați-vă rog, dacă se poate. Păi deci, eu vă citesc rezultatele comentariului lui Bartule. Și vreau să alegeți numai... Numai puțin, prima oară, da. Pentru prima oară în analiza asta punem două persoane. Până acum am analizat o singură persoană. Haideți să vedem. Credeți-mă că și eu sunt dezamăgit de cei de la Iles, dar așa au livrat. Totuși, eu nu pot să comentez, cum se spun, la pachet două persoane. Bicefală. Nu, vă rog frumos, haideți că vă citesc. Că nu e cazul să fie gemelari. Teoretic aici scrie imaginea celor doi a fost hipermajoritar negativă, dar o să spun imaginea celui unu a fost hipermajoritar negativă. Nu, dar vedeți, uite, deja rezultă caracterul. Eu știu pe domnul Barbu Matescu și consider un om inteligent. Aici mi se pare o chestiune tendențioasă. Noastră, acum sincer. Eu vă cred. Nu, respectuos întreb. Deci strict sociologic, ați accepta să punem la pachet o analiză a lui Drulă cu o analiză, să spunem, a domnului Cioloș? Sunt două entități diferite. Dar nu e adevărat că n-au fost copreședinți. Nu, am încercat. Păi nici aici nu au fost copreședinți. Suntem în 2024 și îmi cereți... Dacă vreți o discuție serioasă. Dacă serios vă întrebam. Eu pot să comentez ceva. Dacă îmi dați atributele lui George Simion, le comentez. Despre Șoșoacă n-am vorbit în viața mea. Deci zice așa. Gălăgios. Nici nu o cunosc prea bine. Na, cred că ați pierdut. Așa ziceți. Atunci mă duc doar la etichetele astea. Gălăgios. Da. Circar. Am înțeles. Scandalagiu. Se aprobă. Trompetă. Bun. Hai să le luăm pe rând. Fără putinism, fără de-astea. Deci chiar au fost elegați. George Simion este unul dintre puțini oameni în România care a reușit să facă un partid de la zero. Știu că a mai încercat domnul, dacă nu greșesc, Meleșcanu, Mihai Răzvan Ungureanu, mai era și Nicușor unul. Nicușor Dan. Mai era și unul Neamțu cu Noua Republică. Mulți am încercat. Ați mai făcut și noastră partid. Da, deci ok. Unii reușesc, alții nu.
Foarte bine dacă domnul Nicușor Dan a reușit să facă USB-ul, după aceea l-au luat cei de la USR și a rămas fără partid. În fine. Da, a fost și la USR. În cazul domnului Simeon, dacă acceptați o analiză serioasă, după patru ani de discuții cu diferiți oameni care l-au cunoscut mai bine, Marius Oprea vă spune ceva? Da. A fost profesorul lui la Iași, a făcut un masterat. Istoric cu Marius Oprea, l-a avut ca student pe domnul George Simeon. Și ce a zis? A trebuit să-mi iau referințe, că asta fac. Așa. Mi-a spus foarte clar că dacă te uiți la parcursul lui, vezi un proces de instituționalizare a lui George Simeon, care dintr-un om care era foarte, foarte dinamic în zona civică... Domnule, trebuie să vă opresc, asta sună rău, procesul de instituționalizare al lui Simeon. Ce înseamnă să... Adică a fost instituționalizat? Nu, instituționalizarea înseamnă să asumi poziția de lider al unui partid, să nu mai fii doar, să zicem, un foarte zburdanic membru al societății civile. Înseamnă să te întâlnești cu Kaczynski, înseamnă să ai discuții cu Giorgia Meloni, înseamnă să ai discuții cu liderul Vox Spania sau cu liderii din alte state europene. Acest George Simeon, care vorbește și cu Matteo Salvini, care vorbește și cu liderul Eric Zemmour, acest om așa, este într-un proces de transformare. E adevărat. Și o spun cu toată onestitatea. În prima fază, de aceea am spus și eu niște lucruri care erau tendențioase, pentru că așa era percepția generală. Nu ni s-a spus că el este rezultatul unor troli de la Petersburg, parcă spunea Traian Băsescu despre George Simeon. Am crezut și eu acum 4 ani chestia asta. Dar după 4 ani dați-mi voie să spun că nu mai cred deloc în această prezentare. George Simeon... acolo în partid sunt putiniști? Din ce ați apucat să vedeți? Nu, eu nu am întâlnit niciun putinist. Am văzut 5... Deci, auziți, stați să vedeți, că e un subiect delicat. Am scris o carte despre Donald Trump. S-a spus și 2 ani de zile... S-a spus și de Trump că e putinist. Adică 2 ani de zile s-a făcut o anchetă să se informeze publicul american, ancheta lui procurorului Mueller. 2 ani de zile a fost în derulare pentru a identifica elemente, nu, de putinism și nu numai atâta, de influență de la Moscova în deciziile lui Trump. Nu, îmi dați doar 10 secunde. După 2 ani de zile s-a găsit... Eu trebuie să vă dau. Deci, eu spun atâta. Ca acțiune propagandistică la adresa lui George Simeon, așa? Demonizarea lui a funcționat. Demonizarea lui George Simeon a funcționat. El a fost prezentat ani de zile ca fiind un... Iată, ați spus noastră, nu mai reau aceste epitete. Nu, cred că e așa. Până aici să-i dau cele 10 cuvinte. Eu pariez, asta cred eu, în 2024, că el este într-un proces de transformare, are și o vârstă, el a început politica la 33-34 de ani. Da, s-a apucat de tână. Ideea în felul următor. Are mai puțin de 40 de ani. Și cred că el va fi liderul unui partid conservator. Erau mai puțin cei care făceau putinist înainte să se apuce de politică, atunci când era doar unionist pe societatea civilă. S-a dat un ordin pe unitate. În 2020 eram acolo. Da. Când în România AUR a apărut ca o surpriză. Știați de AUR în noiembrie 2020? Că eu nu știam. Și ordinul pe unitate era să ce? Să explici apariția AUR ca pe o manevră externă. Am înțeles, cream că să apar era ordinul pe unitate. Pe când explicația pentru prezența AUR în sondaje, chiar și astăzi la 20+, în anumite sondaje, este cu totul alta. PNL-ul a trădat, PMP-ul a trădat. Am înțeles. Eram dator cu... Eu am scris articole și cărți de rețele, software de telecomunicații. În 2021-2022 există rapoarte ale scanării traficului de internet, așa, care arată tehnic că pe grupurile online ale membrilor AUR erau IP-uri din Federația Rusă. Adică adresele acele surse sunt publice. O secundă să înțelegeți că range-ul de adrese IP publice e o chestiune care e publică și care nu poate fi identificată. Și de ce înseamnă asta? Ca să le explicăm și non-IT-știlor. Care întrețineau conversații pe grupuri asumate ale AUR erau cu surse din internet din Federația Rusă. Scriau în română, dar se pot face VPN-ul, se poate face o grămadă de chestiuni. Da, VPN-ul poate să te ducă în Federația Rusă și tu bine mi-ar fi să fii în Giurgiu. Sigur, știți foarte bine. Dar vă întreb eu altceva, domnule. Îmi cer scuze că intervin. Sunt de acord că poate fi un politician care poate crește, poate să fie într-o anumită zonă. Dar în continuare are o problemă în momentul în care va fi într-o funcție publică de demnitate mai mare decât cea de parlamentar, cum este acum. Cum va relaționa cu țările care în acest moment îl blochează sau în sfârșit are o interdicție de a intra în acele țări? Pentru că aici este o graniță care greu putem să o trecem. George Simeon, la această oră, chiar am fost la Târgoviște acum câteva ore. Și când Târgoviște poate să meargă liniștit. Are un dialog activ. Dacă mă credeți, vreau să vă spun ceva. Nu există, vă dați seama, partid parlamentar din România care să aibă o afiliere cu partidele conservatoare, o anomalie. Nu, eu vorbesc și de persoana. Și domnul George Simeon are un dialog permanent cu polonezii,
lui Kaczynski. Domnule Neamțu, eu v-am întrebat despre Polonia, despre situația în care acest om și eu nu vă pe cuvânt, că ați făcut această discuție. Eu înțeleg că domnul Simeon trebuie să explice ce va face el în momentul în care va trebui să meargă într-o vizită oficială undeva. În cele două țări. Ce explicație aveți? Moldova și Ucraina. Da, eu am văzut-o pe doamna Maia Sandu când se vede cu Alex Soros de trei ori pe lună. Încă o dată, faptul că duceți răspunsul în altă parte, să știți că nu-l salvează. El trebuie să-și asume această lucru. Faceți griji că n-ajunge președintele României dacă va câștiga George Simion alegerile. Eu încercam să-l ajut pe domnul Neamțu să ne dea un răspuns în ce înseamnă direcția acestui om politic. Nu știu, hai să facem niște probleme. Eu spun atâta. Sunteți cu toții de acord. Deci facem un recurs la memorie. În 2009, și eram în barca lui Traian Băsescu, o spun direct, a fost o propagandă lansată de către PDL, cum că Joana este omul Moscovei. Țineți minte! Țineți minte asta? Da, au zis. Ok, timp de o lună și jumătate, confirme și domnii, că toată lumea din zona portocalie acuza zona roșie, adică PSD-istă, că domnul Joana are relații cu Moscova. După 10 ani am constatat că domnul Joana este cel mai bun om din NATO pe care România l-a putut da vreodată. Asta e foarte interesant. Eu explic și mi-amintește prin toate emisiunii când ne spuneți că Marc Rutte s-a dus să dea mâna cu Medvedev și Moscova era diferită atunci. Și acum este susținut americanul. E poză și asta era o zvonă. Nu era poză cu Joana. Dar era poză cu Joana. Vorba domnului Popescu, azi mâine o să spunem că și Dostoevski era putinist. Deci există niște limite și doi, există o distincție între fapte și păreri. Eu sunt de acord, de pildă, să criticați viziunea domnului Simeon cu privire la Ucraina. Puteți o criticați. Puteți, și e firesc într-o democrație. Nu vă sună după aia ca ambasada. Nu, că spun cum funcționează pentru mine logica argumentelor pro și contra. Da. Poți critica un om pentru ceea ce chiar spune. Domnul George Simeon spune că trebuie să avem o soluție diplomatică la războiul din Ucraina. Faptele știți care sunt în ce scuze, domnule? Faptele sunt în felul următor. Război pentru următorii 5 ani. Faptele spun în felul următor. Domnul Simeon are o interdicție de a intra în două țări. El trebuie să o explice. Are o interdicție de intrare, înțeleg, în Ucraina și în Republica Moldova. A fost recent de către doamna Maia Sandu supusă astea sunt fapte. Să știți că, lăsând la o parte declarații, astea sunt fapte. Acum nu e un proces de intenție. Dacă dumneavoastră acum câțiva ani aveați o părere diametral opusă despre AUR, pe care acum o aveți în partea cealaltă a diametrului sau față de George Simion, că spuneți că vi s-a părut dumneavoastră cumva și între timp v-a convins, ce ne garantează nouă că peste încă 2 ani nu aveți o altă părere pe diametrul cercului acestuia? Eu insist să afirm că ceea ce am declarat, într-un context, știți foarte bine, că eram într-un spital, eram într-adevăr într-o situație medicală foarte complicată, era rezultatul unor telefoane pe care le-am primit de la București și ca soldat disciplinat al Partidului Mișcarea Populară am fost chemat să, bineînțeles, atac un partid care era adversarul nostru pe teritoriu. Și cred că și noastră știți foarte bine că în anumite situații, în campanii electorale, ataci orice vine în direcția ta. Eu am atacat atunci un partid care era pentru noi, cel puțin, o amenințare. Și, într-adevăr, PMP-ul, datorită unei strategii aberante pe care a gândit-o domnul Tomac la București, n-a făcut nici 5%. Hai să vă explicați acum de ce acum nu știu câți ani. Asta să revenim în prezent. Aur vă poate suna pe aceeași disciplină de partid să zică de ce la Statele Unite. Domnule, stați puțin. Încă o dată. Totul până la Statele Unite. Nu cred că acolo. Noi vorbim, facem niște comparații. Sunteți un om inteligent, un matematician pregătit. Nu cred că comparați AUR cu Statele Unite. AUR atunci, când eu am dat o declarație. Hai să mergem până în prăselă. Da, scurt. Ca să AUR atunci avea 30 de zile vechime în percepția publicului, nici nu exista. AUR era un partid nou-nouț, despre care nu știam nimic. Și mie, când mi s-a spus că reprezintă interesele rusești, am crezut o vreme chestia asta. Am verificat-o 4 ani de zile și consider că este pur și simplu mincinoasă acuzația acum că AUR reprezintă interesele rusești în România. Mincinoasă, înțelegeți ce spun? Pe când America are o prezență de 250 de ani, cel puțin, în istoria modernă. Da, parlamentarii aleși pe listele AUR merg la ambasada Rusiei în București. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Nu există, absolut deloc. Domnul Neamțu, oameni care au făcut parte la un moment dat în AUR și aleși, unii dați afară, unii priviți ulterior în partid și au manifestat simpatia față de federație. Adică nu a fost niciun fel de supărare acolo. Pentru mine există o linie roșie și această linie roșie este cunoscută tuturor. Noi, ca și conservator român, așa, în poziția aceasta de reprezentanți ai filonului patriotic pe care sper că îl onorăm cu toții la această masă și care îl include și pe Brătianu, îl include și pe Maniu, acest filon istoric al patriotismului românesc, care a fost, așa, din păcate, abandonat de stânga, reprezintă pentru mine o axă proatlantistă, non-negociabilă. Da. Noi am fost, istoric vorbind,
aliați cu America și cu Marea Britanie și nu negociem acest lucru. Ceea ce discutăm noi, întotdeauna critic la adresa Americii, este importul recent de ideologii neomarxiste, sexomarxiste. Dar de ce n-ar voie Simion în Republica Moldova? De ce n-ar voie? Eu sunt Sandu. Maia Sandu să mă întrebați pe mine. Nu pot să răspund. Nu trebuie să spună Maia Sandu, să spună Simion. Dar spuneți-mi și mie, de ce sunteți pentru căsătoriile de același sex când mergeți la Bruxelles și sunteți cu biserica când sunteți aici? La o întrebare nu se răspunde cu întrebare. Nu, stați, vă spun cu ce se răspunde, se răspunde cu puțină publicitate. Nu e o împotriva acestei situații. Deci ne spuneți cu căsătoriile, ne spuneți dumneavoastră cum sunt de dreapta în București cu Garcia și toată lumea răspunde la întrebări după câteva momente de publicitate. Am revenit în direct, ultima parte a întâlnirii din această seară. Vreau să discut un pic despre prințul Paul. Sau prins Paul. Prins, dar nu de noi. Neprins, da. De ce e prins doar de francez, dar până atunci. Domnul Neamțu, ca să încheiem discuția asta cu suveranismul, cu apărarea, cu valorile, cu nu știu ce, cu ăștia de se îmbracă bărbații în femei și femei în bărbați și fiecare în ce dorește. Dumneavoastră aveți acolo deschizător de linie un comediant care așa a devenit cunoscut îmbrăcându-se cine? În femei. Zelenski nu e la noi, să știți. Nu la dumneavoastră, dar e Garcia la dumneavoastră, care înțeleg că avea sketch-ul ăla cu Vacanța Mare, Leana și Costel și era la Leana. Încă o dată, cred că toți aici... Adică toți așa aici, a devenit celebru. Avem umor și înțelegem ce înseamnă satira. Am înțeles. Din păcate, tragic o spun, din păcate, mulți în Parlamentul European nu au umor și iau foarte și serios aceste sketch-uri și vor să le ducă nu în zona teatrului sau a comediei, ci vor să le ducă în școli, uneori chiar și în biserici. Ați văzut că există și ritualuri mai nou de binecuvântare, nu numai a cuplurilor homosexuale, ci și a persoanelor care fac schimbare de România? Sex. Ați văzut? Nu, vorbesc despre Occidentul acesta. Occidentul decadent. Nu, Occidentul ăsta care trebuie să fie. Nu avem drumuri ca în Occident, nu avem salarii ca în Occident, nu avem nimic ca în Occident. Bine că avem binecuvântări ca în Occident. Avem lucruri care seamănă cu ce există în Occident. În spatele dumneavoastră este o universitate, Universitatea București, o imagine a universității care a fost construită în 1860 de oameni care erau pro-occidentali, dar și conservatori. Iată, da. Carol îmi vine în minte ca o figură, Carol, regele, înainte de toate prinț și apoi rege, o figură conservatoare care a dus în România și, apropo de prinț, și instituții precum Universitatea și Biblioteca Centrală Universitară la doi pași de noi și ceea ce apare la Peleș sau la Pelișor, elementele acestea arhitecturale superbe, dar pe de altă parte a dus și ce? Sloganul Nihil Sine Deo. Da. A existat Europa Cristiana, de unde noi ne-am extras seva și modelele care astăzi, din păcate, este abandonată. Bun. Și la această Europa ne uităm noi, conservatorii, nu la alta. L-am auzit eu pe domnul Garcia în discuție, sau pe doamna Leana, depinde cum vreți să puneți problema, m-ați dus pe la Carol I. Haideți să o dăm la pace, să facem un compromis, să facem un compromis pe prințul Paul, pe prinț Paul. După, nu-l cunosc, da. N-ați auzit de... Nu-l cunosc, știu că avea legătură cu Carol al II-lea prin taicăsul. Era... Prin Mircea. Da, păi era fiului fratelui ilegitim al lui Carol al II-lea. Da. Fratele lui Carol al II-lea. Fratele lui Carol al II-lea. Fiul fratelui. Fiul fratelui. Nu, domne, nu. Este... Domne, Carol al II-lea a fost bunicul. E bunicul lui prinț Paul. Eu cred că bunicul trebuie verificat. Ce să eu verificăm? Eu cred... Din căsătoria morganatică cu Zizi Lambrino, pentru că numele său este de Paul Filipe Lambrino și îl schimbă la judecătoria Teleorman în Paul Filipe al României. Ce dracu? Deci să revenim. Omul acesta i-a stricat absolut toată comunicarea asta de campanie, doamne Alina Gorghiu, domnul Bâlcea, dumneavoastră mă uit acum, pentru că dânsa venea așa, după niște culmi ale reușitei, făcuse imposibilul posibil. Ce nu reușise nimeni până acum, doamna Alina Gorghiu, prin, nu știu, iscusința, îmi cer scuze. Mă aude domnul Neamțu că vorbesc greșit aici, mă penalizează pe final de emisiune. Deci dânsa, cum o știm, iscusită, reușise să-l aducă pe ăsta, pe Cherecheș. Nimeni nu-i mai dădea niciun fel de șansă. Îl avem pe Cherecheș. Este fiul lui Mircea. Păi Mircea e băiatul lui Carol. Fiul lui Mircea Grigore, fiul ilegitim și repudiat al lui Carol. Și am spus că era fiul lui Mircea. Mircea, cum zis, da, Mircea, Mircea. Mircea. Vorbesc curând în postul Paștelui. Așa ziceam. Deci să revenim. Fiul fratelui. Îl aduce pe Cherecheș, ne bucurăm, zicem, uite, domnule, în sfârșit, un ministru liberal al justiției face treabă și acum ne vine informația din Franța, pe prinț Paul nu vi-l dăm. Am prins, noi, drag de prinț Paul. Să-l țin acolo, dacă vor ei neapărat de ce să-l țină acolo, că e condamnatul nostru. Dar la un moment dat tot va trebui să-l ducem în țară, dar eu cred că doamna Gorghiu a reușit să
aducă, din punctul acesta de vedere, foarte mulți oameni care aveau probleme. Cifrele, am văzut că exista și o discuție, cifrele sunt destul de bune, să spunem, sunt un număr destul de mare de oameni care au fost aduși în țară pentru a-și de ăștia grei, ispăși. Domnul Bâlcea, nu, că a prins pe unul, am văzut, a dat un comunicat de presă, nu mai știu ce ministru era atunci, l-au găsit pe unul cu o fraudă de 8.000 de lei. Așa a costat statul român 10.000 de euro să-l găsească pe unul cu 8.000 de lei. Franța ne-a pe doamna Arman, să-l ține acolo, nu mai vrem nimic de la... Doamna Arman a venit de bunăvoie. Știu, dar nu mai vrem. Ne-a ajuns. Nu, dar doamna Gorgiu... Venim să luăm alegerile pe 9 iunie, dacă le-a dacă se poate, dacă știți ajuns cum, București. Știți cum e, dumneavoastră, mă puneți în situația în care să comentez o situație, să spunem, o decizie, un context în care doamna Gorgiu nu a reușit, nici nu neapărat ea, cât o instituție, da. Dar faptul că instituția are pe plus în ultima perioadă aceste lucruri, cred că este un lucru pozitiv. Problema e felul următor. Pe relația cu italienii în ceea ce privește extrădările... Noi nu comentăm, îi ascultăm pe ei cum ne informează că vor să știe care este situația deținuților italieni în pușcăriile românești. Nu e vorba că cu americanii nu deschidem discuția de vize. E vorba de legislație și de fapt de discuția între state. Păi și ăștia și francezii au legi, numai noi nu avem legislație. Și doamna Gorghiu și guvernul pare că întrețin o rețea o relație selectivă pentru anumite persoane. Nu am văzut în România niciun dosar mare, niciun așa. Condamnat mare, masiv, care să fie întors să-l vedem la pușcărie. Păi ăsta Cherecheș, nu? Pare... E Cherecheș, noroc, vă amintesc cum a plecat? Cu mâna în buzunar, făcându-le la vameși. Cred că vorbește de domnul Voiculescu, probabil, domnul momentul Voiculescu, de față. Domnul Vâlce, haideți să vă spun o treabă. Ce mai e, nu? Și dumneavoastră, dați-mi voie să vă spun o treabă așa de final de emisiune și dumneavoastră și domnului Popescu, că ați încercat și unul și altul și sigur mi-e greu să vă răspund în paralel. Deocamdată la USR nu este nimeni condamnat penal. Și la dumneavoastră, și la PSD, în fiecare județ al României, fără excepție, există un lider marcant care din funcție publică a partidului, pus votat de oameni, și cine s-au pus care să fie la pușcărie. Dar cine e în București? În fiecare județ al României. Dumneavoastră nu aveți căderea morală vreodată să vă mai este în felul următor. Dar nu aveți căderea. Toate pușcăriile cea mai mare. De ce faceți scurt? De ce faceți scurt? În jur acestor oameni trebuie doar să-și demonstreze nevinovăția. Pentru că este diferență fantastică. Nu este nicio diferență, domnule Mițeu. Eu v-am ascultat. Pot să-mi duc și eu ideea la 10 secunde și vă las. 10 secunde vă duceți ideea și mergem și pe partea asta de masă, vă rog. Între orice om în funcție are zeci sute de plângeri penale. Nu mai faceți, în camera plângerilor penale, până a merge în închisoare, diferența este peste... Gata, s-a înțeles mesajul, domnul Ducea, vă rog și dumneavoastră, ce vreau să ziceți? Nu mai face, un mesaj simplu către USR. Nu mai face scut în jur acestor oameni care au dosare penale. Nu-i apărați. Ei trebuie să se apere singuri. Să-și cumpere avocat în primul rând, dacă vreau să se apere. Sau de oficiu, nu trebuie să spuneți, ai noștri, nu sunt... Haideți să mergem și la domnul Popescu, vă rog. Pentru a înțelege acest fenomen cu extrădările, vreau să vă spun că dacă se studiază fenomenul, sunt toate țările din Europa au probleme cu Italia. Da. Că nu-și pot extrada urmăriții. Deci nu dă Italia fugarii nimănui. Da, nici la nici Olandei, nici Angliei, nici... Și nici chiar Africii, să știți. Da, deci... E o problemă și între alte țări. Nu e doar problema României. Știu că unor colegi din politică le place să își arunce culături pe propria țară, da. Și să spună că noi suntem cei mai corupți, cei mai răi. Nu. Păi, în toate țara țări, negociază cu ăștia, da, sau se bucură că noi intrăm în Schengen, se bucură că nu avem vize. Cine se bucură că... Colegii de-ai noștri. Nu spune două minute nimic sau două minute. Colegii de-ai noștri. Problema este a multor țări, pentru că sunt țări care au legislații protecționiste pentru deci, cei urmăriți. Toată lumea are o problemă, cu Italia pe chestiunea extradării. Da, dar România are o problemă nu doar cu Italia, are o problemă și cu Franța, are o problemă și cu Grecia, are o problemă și cu Republica Moldova la extradări. Deci, am avut și cu Costa Rica, ții minte. Am avut și cu Costa Rica, adică... Că fiecare țară are legislația proprie. Francezii spun că nu le extrădează, da. Pentru că a fost condamnat de un judecător care n-avea jurământul depus. Are, domnule, că n-avea jurământul. S-a jurat pe roșu. Și avocații fiecărui inculpat ăsta căutat, vin și ei cu apărări. Și n-avea jurământul depus. În România e cu totul altceva. Și roba și fonată. Noi avem și pe la Londra urmăriți. Ar zice vreo instanță de România la o cerere de extradare. Dom'le, nu știu dacă judecătorul dumneavoastră francez avea jurământul depus.
Puteți să-mi trimiteți o înregistrare, cum se jură păi el? Am văzut în România că au anulat o serie de decizii pentru că au scos interceptările. Nu mai sunt parte din o decizie tehnică a statului român. Nu, bună politică. Domnule, a statului român. Da, domnul Neamțu, deci ziceam așa, Italia nu ne dă, dar ne-a explicat domnul Popescu, nu dă nimănui fugarii înapoi. Domnule, nici Grecia nu ne dă, nici Franța nu ne dă. Că nici altor țări nu dau, nici Grecia nu ne dă. Păi atunci cine extradează de la cine? Am văzut statistici cu Italia că toate țările din Europa... Sau ei acolo instanțele alea consultă. Și Franța, nu am urmărit, dar... Nu ne dă Republica Moldova. Deci Părizea l-am luat de Republica Moldova că l-au expulzat ei. Nu ni l-au extradat când îl ceream. Deci, a fost jenă și lor de el. Dar i-am luat civil. Pe oricum îl ceream. Că îl cereți voi, nu contează. Nu neapărat facem că cerem. L-au pus la granță. Aici nu sunt de acord, totuși. Sunt hazardate că nu ne... Stați că trebuie să-i dau la înșulă, domnule. Îmi cer scuze, procedura este în desfășurare, dar fiecare stat probabil că va trebui să-și reglementeze aceste situații. Da, am înțeles. Domnule, nu de fapt România nu e băgată în seamă de nimeni. Domnul Zanfir, eu sunt ușor melancolic când văd aici la masă oameni pe care îi prețuiesc și pe care îi respect, încercând totuși să justifice lucruri de nejustificat. Avem un lider PNL care se plimba într-un Lamborghini atunci când nu se plimba într-un Bentley și care, deși a fost acuzat de luare de mită, continuă să-și dorească să fie liderul pe Prahova al acestui partid și, bineînțeles, al Consiliului Județean ca președinte. Avem în zona PSD, cu regret o spun, Partidul Social Democrat, Partidul Săracilor, Partidul Muncitorilor, cei mai bogați politicieni din ultimii 35 de ani. Vorbim despre corupție și nu ne întrebăm deloc care e cauza corupției. Cauza corupției este un stat supradimensionat, o birocrație bugetivoră. Și de asta nu-i dă înapoi? Numai puțin. Eu mă duc mai departe. Ca să schimbăm această situație de fapt, să avem mai puține cazuri de politicieni condamnați și, și hoți pe românești. Ca să nu le mai dăm ocazia banii, să ne refuze. Banii, vă dau secretul, trebuie să rămână în buzunarul românilor. Ăsta e conservatorismul fiscal pe care eu îl predic de 20 de ani. Iar AUR este o alianță politică care cere redimensionarea statului român. O reformă teritorială administrativă, dar și a numărului de angajați la stat. Și pentru că aici e o problemă cu numărul angajaților la stat, francezii, italienii, grecii, basarabenii, nu ne dau nouă hoții înapoi. Suntem foarte inteligenți. Ne salvează de costuri să nu pună o presiune pe sistemul penitenciar și toate cele. Dar domnul răspuns care oricum nu avem nicio legătură cu subiectul nostru. Domnul Vâlcea, domnul Miruță, domnul Neamțu, domnul Popescu, vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru comentarii, pentru explicații. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Ne revedem mâine la ora 18 alături de colegul meu Radu. Toate cele bune.